Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România au cheltuit pe comenzi online peste 8 miliarde de euro. 8 miliarde. Mai țineți minte cum Ceaușescu era să ne omoare în anii 80 ca să plătească 10 miliarde de dolari datorii? Atât a fost, da? Da, 10 miliarde erau. Aia a fost. Cam atâta putea România atunci. Avea economia atât de mică încât pentru o plată a 10 miliarde ne-a băgat în frig, foame și a venit și o revoluție, cele din urmă pe capul lui. Deci 8 miliarde de euro cumpărături online făcute. Ce piață uriașă pentru România. V-ați fi așteptat vreodată la așa ceva? Acum se cumpără... La explozia asta nu, dar acum se exagerează cu cumpăratul online. Adică mie mi se pare că sunt câteva lucruri pe care nu poți să le cumpere online. Sau nu ar trebui să le cumpere online. Cum ar fi legumele. Eu să mă duc să cumpăr roșii online, mi se pare... Ba da, cumpăr legume online. Și roșii știu că sunt niște mărci de-astea care au niște denumiri. Și le știu pe alea care sunt bune și pe alea le cumpăr. Eu fac cumpărături de-astea de... Cum se spune? Băcănie. Băcănie. Groceries. Băcănie, da. Vara mă opresc la piață și cumpăr. Dar iarna, că mă duc la supermarket să cumpăr roșii sau le iau prin sistemele alea de livrare, adică aș cumpăra kiwi, aș cumpăra sau banane. Eu am rămas cu sechere de pe vremea Ceaușescu. Mergeam cu mamaie la piață să cumpere cartofi și mergeam la aprozarist și ăla îi punea în tasul ăla cartofi și mamaie zicea: hai, vă rog eu frumos, nu vă bate joc de mine, că-s cu copilul, că îi punea de aia stricat și ăla îi lua și îi arunca înapoi în grămadă și îi zicea: care te dă aici, du-te în altă parte dacă nu-ți convine. Da, ce porcărie, da. Asta era pe vremuri. Da, pe lângă faptul că am rămas mereu cu dorința de a-l omorâ pe ăla într-o zi, nu s-a materializat. Da, erau unii care erau chiar nesimțiți. Da. Erau... Nu, asta mi-a rămas în creier, îți dai seama, aveam 7-8 ani și închid ochii și văd scena aia, știi? Da, frate. Și de atunci am asta, mi-aleg eu legumele. Nu sunt genul care să zgârm toată marfa. Nu cred. Îmi place să le aleg. Luca, stă câte 5 minute, ia fiecare cartof, să uite al tip pe piesă cu piesă. Cred că și la cireșe, la fel. Mamă, nene. Potrivit Institutului Național de Statistică, 3 sferturi dintre cei care fac shopping pe net și-au luat haine, încălțăminte și bijuterii, urmează mâncarea gătită de la restaurant și fast food. 15% dintre utilizatori au cumpărat televizoare, frigidere, camere video de pe site-uri recomandate de cunoscuți. Camere video? Vreau să știu dacă își mai... Da, își mai... Mă, se mai duce cineva la magazin să cumpere televizor? Să pleci cu el în brațe? Să-l încarce în mașină? Nu cred. Trebuie să văd. I-a dat un televizor stricat cu mamaie. Dar și l-a aruncat în grămadă. Ia pleacă de aici, a aruncat telecolor. I-a dat să aduce, a luat un diamant cromatic. Da. Știi cum era vorba atunci? Vede în culori. Așa era... Era vorbă, televizorul vede în culori, adică dacă e color televizorul. Ah, uite că nu știu asta cu vede în culori. La mine, Bercine, ce se întreba? Se fac și cumpărături de piață online, adică, uite, e citată, găsesc asta pe știrile Pro TV. O doamnă care este pierd la un supermarket online spune: în topul preferințelor clienților se află în mod surprinzător ceapa verde. După care roșii, castraveți, ceapă, avocado, mă rog. Bine, asta e o statistică, de fapt. Apă, plată minerală, la Bax. Aia înțeleg. Aia ți-o aduce la ușă, nu trebuie să mai cari. Da. La mine, eu mănânc mai puțin acum și ca atare nu prea mai comand, dar mi-e super convenabil să cumpăr, e adevărat, la legume, la fructe am unele ezitări. Am mai nimerit și câte o livrare de asta dubioasă cu fructe cam nașpa, dar în rest toate lucrurile împachetate, ambalate, conservate... Mult mai simplu. Mult mai simplu. Stai acasă, de ce Dumnezeului, care-i treaba? Și am mai spus, cheltuiesc mai puțin decât dacă mă duc în supermarket, pentru că supermarketul în sine este o operațiune foarte inteligentă de marketing, construită sau pusă la cale, pusă la punct, în așa fel încât să ne facă să cumpărăm mai mult. Asta face supermarketul acolo. Sunt studii de psihologie a cumpărăturilor aplicate pe cumpărători. Important e să fii fericit când tragi linie, că dacă tu cumperi mai mult, dar pleci zâmbind de acolo, e în ordine. Ce cumpărați, prieteni, acum, constant? Și nu cumpărați acum câțiva ani. 0372069599. Între cumpărăturile online și cele din magazin, ce preferați? Sigur, preferăm să avem bani, ca să putem. Dar punem cazul, dacă mai avea bani să cumpărăm. V-ați schimbat obiceiurile de consum? Cum vi se pare? Sau ați rămas la fel? 0372069599, numărul nostru de telefon. Și care e cel mai Original, ciudat lucru pe care l-ați luat online în ultima vreme. Ceva ce nu v-ați fi închipuit niciodată că o să ajungeți să cumpărați online. Lichior de pepene galben. Asta e ultimul lucru pe care l-am cumpărat eu. Mi-am luat un încărcător de telefon. Stai, mă, ce faci cu lichiorul de pepene galben? Genul bei. Nu cred că bei lichior de pepene galben. Fii atent. Am fost la un prieten odată și mi-a dat un lichior de pepene galben, o minunăție, dom'le, ceva excepțional. Italienesc. Și de atunci îl caut. Nu există în România, nu se comercializează. Și acum am cumpărat un încărcător de telefon. Știți? Da, știm că ziceați că sigur nu e original. Este. Și ți-a dat cadou lichiorul. Așa? Nu. Și dacă tot am intrat, că așa, știi? Adică și la mine e, cum zici tu că e problema cu supermarketul, la mine eu am problema asta pe online. Dacă intru să-mi cumpăr un bec, încep să mă uit. Altfel... Nu sunt genul să caut lucruri online, știi? Deci, dar așa, uite, am intrat după asta și mi-am adus aminte. Am mai căutat fel de fel de dude, așa. Și zic, bă, lichiorul de pepene, poate ăștia l-au. Nu l-aveau nici, dar aveau alt lichior de pepene galben. Așa, excelent, zic, că le-au pe ăsta. Și a venit? Da. E o porcărie, dar... Dar lichiorul este galben sau pepenele este galben? Pepenele e galben, cantalup. Lichiorul e portocaliu. Am înțeles. Da, dar italionesc e bombă. Îmi scrie un amic, bună dimineața, Andrei, îmi scrie, mi-am luat un clește lingură pentru făcut chiftele. Nu m-aș fi gândit că o să-mi iau așa ceva vreodată, nici măcar offline, dar îmite online. Că am cumpărat mașină, inclusiv cu livrare, prin curier, pe platformă. N-aveam reprezentanță în oraș, ne spune Radu de la Sibiu. Dar se vând în fie... Acum nu știu dacă anul ăsta, dar erau niște ani în care în campania aia, în Black Friday... Se vindeau mașini. Da, la acel mare magazin online se vindeau mașini. Și știu, am un amic care și-a cumpărat o mașină de acolo. Se pare foarte tare. Mulțumit? Să-ți cumperi mașini online. O mai are? Da, și eu tocmai... Nu știu, cred că da. Eu tocmai voiam să spun că am ajuns să-mi cumpăr inclusiv capse de alea de capsat hârtiile online, ca să mă mai duc la librărie, știi? Asta e de înțeles. Da. Că până la urmă e un confort. Și dacă tot faci... Cred că e mai dificil să le găsești în magazin decât să le... Exact. Dar uite, Luminița din Statele Unite ne scrie... Paranteză, stai puțin, paranteză, scuză-mă. Și ăsta este unul dintre argumentele pentru care cumpărăm. Am ajuns, sunt foarte repede descurajat. Adică dacă nu găsesc ceva în magazin în ziua în care am nevoie, deschid calculatorul, deschid telefonul, caut și cumpăr. Luminița din Statele Unite n-a găsit și și-a cumpărat online, dar nu dintr-un magazin online, ci pe Zoom, scrie ea, un apartament. Unde? În America? Uite, să ne scrie. Luminița scrie-ne unde. Bănuiesc că l-a cumpărat în România și probabil n-a putut să se deplaseze de acolo și a arătat cineva pe Zoom apartamentul. Adică după poze. Și... Ai cumpărat un apartament după poze. Practic, sau după o filmare. Mă rog, o filmare, ce să spun. Poți să faci live acum, dacă vrei, pe WhatsApp. Băi, incredibil. Da, sigur. Un video. Mamă, ce tare. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața, Daniel. Bună dimineața. Chiar aseară am plasat o comandă de haine. Ok. Nu le iau din România, le iau din Germania, pentru că în Germania sunt aproape la jumătate de preț față de ceea ce găsesc în România. Durează, într-adevăr, ceva timp din cauza neintrării noastre în Schengen, durează, eu știu, vreo cam 2 săptămâni să ajungă comanda, dar foarte serioși oamenii. O singură dată am avut probleme și am pus ramburs o parte din produse, mi-au trimis alte măriri. Asta o cumpăr... Da, am înțeles. Asta au cumpărăturile de haine. Asta e singurul loc în care am unele rezerve. Că trebuie să probez, trebuie să văd dacă îmi vin bine, dacă se potrivesc, dacă... N-ai văzut ce vânzoleală e? Că oamenii acum îți oferă retur gratuit. Da, mă, știu. Și lumea comandă 10 de haine, trimit 80% înapoi, mai comandă altele. Fac că aia săraci, am un Easy Box la parter la mine, la bloc. Doamne, fac că ei au făcut potecă. Cară oamenii aia la colete. Apropo de retur, cu ei s-a dezăpezit zilele. Și retur, mă refer. Da, știu pe cineva care a comandat, o doamnă, a cumpărat ceva de îmbrăcat de pe un site, produsul a venit din Statele Unite, culmea, tot o chinezărie, nu știu cum naiba o fi ajuns din Statele Unite. Băi, șarfă. Și era măsura greșită și când a vrut să facă retur, răspunsul a fost, pe tine o să te coste mult returul, vă spun, este absolut autentic, adică știu cazul personal. Vă costă prea mult returul. Păstrați rochia și vă trimitem una nouă. Bravo. Și așa au făcut, adică au trimis o rochie, îți dai seama cât de ieftină trebuie să fie aia, ei ar fi trebuit să suporte returul. Da. Claudia, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Ce vă spune, feritor, cumpărătorile online, cred că în nația noastră, sau mă rog, ne-am putorosit în ultimul hal. Deci, pe lângă faptul că... E mult mai comod. Și-ți vin tot felul, poate să-ți vină tot felul de prostii. Și asta vă spun din experiență. Ce-i cumpăra și ți-a venit prostie? Claudia? Da. Ce-i cumpăra și ți-a venit prostie? Deci am cumpărat, de exemplu, creche de pantofi o singură dată, am comandat și m-am lecuit. Pantofi, am înțeles. Mulțumim tare mult, auzim, distorsionează, Claudia, îți mulțumim. Octavian, bună dimineața. A plecat Octavian. George, Neața. 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 Neața, bună dimineața. Bună, te rog. Eu obișnuiesc să cumpăr laptop, telefon. Și vreau să spun că... Dar cum adică obișnuiești? Adică cât de des cumperi laptop? Nu te supăra, e ca și cum eu obișnuiesc să cumpăr apă. În familie suntem 4. Și fiecare cu laptopul lui. Nu le cumperi, bineînțeles. Ce tare. Și nu le cumperi la totul ăsta. Da? Da, și Vlad cumpără telefoane și a luat unul de pe internet și de atunci nu și-a mai luat. Da, am cumpărat. De la ce model? Cred că era 7. Da, 7 era. Am așteptat, da. Florian zice că a comandat o Tesla exact ca și cum ar fi comandat un aparat de cafea de pe net. Bă, și-a cumpărat mașină de pe net? Da, iar a revenit din America Luminița cu precizări cu apartamentul pe Zoom. Da. Și a zis că a cumpărat apartamentul respectiv acolo, în Statele Unite. Și zice, a fost tranzacția cu toți pe Zoom, noi, proprietarul, avocatul, semnătură electronică. Și a avut încredere, nu poate să ne spună. Spune-ne și câți bani ai dat. Spune-ne tot, Luminița, ce să mai e. Tot, adică totuși e o investiție mare. Un apartament în state, cred că e destul de scump. Ai avut încredere, așa doar pe niște imagini, o filmare. Urmează să stai acolo, să-ți petreci o parte din viață în apartamentul ăla. Mihai a cumpărat o raritate. Am cumpărat online ceva ce n-am mai găsit de mult în magazine, gumă turbo. Da. Set de 100 de bucăți. Gumă e brici. Zice Mihai, Baia Mare. Gumă turbo cu cartuși. Cum ar veni? Aia de 100, bax. Am primit-o, mi-a luat mama odată când am luat primul întâi în clasa a 4-a, nu mai știu. Mamă, ce bucuros am fost, Doamne. Le-am desfăcut pe toate într-o zi. Erau cu surprizele alea acum. Surprize, nu? Da, și n-am putut să mă abțin, pe toate le-am desfăcut. Multe dubluri, nu e treabă. Ori mi-am dat seama. Dom'le, zic, nu mai lua la cartuși, că pică dubluri multe. Dar fii atent. Că se întâmplă și necazuri în online. Da. Zice, un tip din Olanda a comandat 1 kilogram de arpacaș să-i facă o doamnă cu olivă și a dat 50 de lei pe transport. Ok. Problemă. Că... Da. Dar nu avea și arpă. Probabil nu știe cum se cheamă arpacașul în olandeză. Eu că sigur au. Nu cred că avem numai noi arpacaș. Cred că îl folosesc numai pentru plantat. Posibil, da. Te duci la sera de ceapă și rogi pe ăla. Cum se zice boss în olandez? Cineva ne spune cum s-a hotărât acum vreo 15-20 de ani să facă numai cumpărături online. S-a dus să-și cumpere bilete de avion de la Blue Air, de la reprezentanța din orașul lui, și au spus că pe lângă banii pe bilete trebuie să plătească și comision. Comision, da. Și atunci a zis, ok, mulțumesc, s-a întors și-a luat biletele de pe internet fără să mai plătească comision. Foarte pe scurt, Ilie, Neața. Salut Ilie. Bună dimineața, mă bucur că vă aud în direct pentru prima dată. Eu am cumpărat de pe Facebook, nu știu dacă am voie să spun, și... Am cumpărat un ceas și odată o pereche de pantofi. Au venit niște chinezării de să nu vă povestesc. Aia pe Facebook vând. Da, aia sunt vânzători ăștia particulari. Uite, asta e un lucru pe care îl fac în mod constant. Nu cumpăr decât de la magazine care au cât de cât reputație, sunt cunoscute, sunt sigure, nu cumpăr, foarte rar cumpăr de la magazine necunoscute sau de la necunoscuți pe net aproape niciodată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.